Apar noi detalii în monopolizarea pieței nucilor după investigația noastră privind interesele de cartel. Portalul newsmaker.md a publicat un articol cu trimitere la serviciul Vamal, care arată clar că în Republica Moldova trei companii controlează peste 80% din exporturile de miez de nucă, printre acestea și întreprinderea lui Dumitru Vicol, cuscrul premierului Pavel Filip. În cadrul unui interviu, omul de afaceri a recunoscut că a exportat marfa pe care o companie franceză cu sediul la Telenești nu reușea nici de cum să o scoată peste hotare, din cauza obstacolelor administrative. În investigația realizată de Jurnal TV acum o lună s-a arătat cu lux de amănunte cum oamenii care își vindeau anul trecut miezul de nucă la prețuri de 100 sau chiar 100 de lei pentru un kilogram, acum sunt nevoiți să-și vândă marfa colectorilor contra 40-50 de lei kilogramul. Fiind filmați cu camera ascunsă, mai mulți colectori au recunoscut că piața este dominată de trei companii, iar celelalte firme mai mici sunt presate de autorități și nu pot să-și exporte marfa. Scăderea bruscă a prețului la miezul de nucă a adus tot mai multe suspiciuni că în Republica Moldova s-a constituit un monopol sau un cartel. Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a declarat că prețurile sunt dictate de familia prim-ministrului Pavel Filip, care s-ar îmbogăți din acest monopol. În replică, Filip a spus că nu e vorba de niciun monopol, iar compania cuscrului său, Dumitru Vicol, are o cotă de piață care nu depășește 20%. Este adevărat, tatăl fetei cu care s-a căsătorit băiatul meu 2 ani în urmă, are o producere, are o companie care se ocupă de uscarea fructelor, inclusiv și de nuci. În primul rând, pe departe, nu a constituit un monopol. Cota de piață nu depășește 20%. Și îmi pare rău pentru că pare de suferit și dumnealui și domnul Vicol, pentru că și-a creat o companie, muncește cinstit. Datele serviciului Vamal citate de Ziarul Național arată că Pavel Filip a greșit nițel cifrele. Compania cuscrului său are o cotă de piață de peste 28% la capitolul vânzări și nu 20%, cum spune prim-ministrul. Aceasta se clasează pe locul 2 în Republica Moldova după volumul și valoarea exporturilor, fiind vorba de peste 2500 de tone de miez de nucă în valoare de 372 de milioane de lei. Împreună cu celelalte două companii, Monicol deține 80% din exporturile de miez de nucă. Cuscrul lui Pavel Filip, Dumitru Vicol, a recunoscut pentru Newsmaker că a exportat marfa companiei franceze din Telenești, care se confruntă cu dosare penale și bariere administrative și despre care a relatat Jurnal TV în investigația sa. Doar că, potrivit lui Dumitru Vicol, nu e vorba de reexport, ci de un ajutor pe care i-l-a acordat companiei franceze. Această companie franceză s-a adresat la noi cu rugămintea de a o ajuta. Nu știu de ce nu putea să exporte nucile. Ei ne-au spus că au probleme serioase și dacă nu-și vor vinde urgent nucile, atunci acestea se vor strica. Le-am cumpărat marfa oficial, pe facturi. Inițiativa a fost a lor. Iată ce ne spune acum o lună Iulia Teleucă, directorul companiei franceze, a cărei activitate este blocată ca urmare a deschiderii dosarelor penale de către Departamentul Urmăririi Penale de pe lângă serviciul Vamal, firma fiind acuzată că ar fi prezentat acte false privind originea mărfii. Doar două sau trei companii au posibilitatea să exporte, celelalte companii care vor să-și continue activitatea de achiziționare nu pot să exporte, pot să exporte doar prin intermediul acestor întreprinderi. Se vorbește de o monopolizare a activității. Din declarația lui Dumitru Vicol înțelegem că Iulia Teleucă s-a referit inclusiv la firma acestuia atunci când a vorbit de monopolizarea exporturilor. În timp ce Vicol vorbește de un ajutor, în investigația noastră s-a arătat că investitorul francez a apelat la Vicol pentru a face reexport după ce s-a pomenit cu 47 de tone de miez de nucă sechestrate de autorități, iar camioanele încărcate cu marfă nu mai puteau să iasă din Republica Moldova. Atunci, întreprinderea lui Vicol ar fi exportat aceeași marfă în baza acelorași acte de achiziție, fără probleme. Ținând cont de noile informații, vedem că miezul problemei se află anume în aceste acte de achiziție, pe care unele companii, precum cea franceză, le întocmesc și nu pot să-și exporte marfa, iar altele nu le întocmesc așa cum o cere legea, dar își continuă nestingerit activitatea. În investigația Jurnal TV s-a arătat clar cum lucrează colectorii cele mai mari companii de pe piață, încălcând orice procedură legală. Camera de Comerț Americană din Moldova a precizat pentru Newsmaker că pentru a exporta fără taxe miez de nucă în Europa, firmele moldovenești au nevoie de un certificat de proveniență a mărfii în care să fie indicat că nucile sunt din Republica Moldova. Acest certificat este eliberat de autorități în baza actelor de achiziție, în care sunt indicate datele din pașaport ale persoanei fizice de la care s-a cumpărat miezul. Firmele plătesc un impozit de 5% din volumul mărfii cumpărate de la oameni, iar la verificarea actelor în vamă, deseori apar probleme la export. Reprezentantul unei companii din domeniu a declarat pentru Newsmaker că, aparent, orice
orice firmă are dreptul să exporte miezul de nucă. Dar, de facto, doar 3 companii pot să exporte marfa fără probleme. Celelalte nu reușesc să treacă procedurile vamale. Funcționarii din vamă cer o mulțime de acte suplimentare, iar uneori chiar și certificate privind apa care s-a folosit la irigarea copacilor. Precizăm că miezul de nucă s-a ieftinit și în alte țări, dar în timp ce în Ucraina prețul angro la miezul de nucă este de 5,75 de dolari per kilogram, în Republica Moldova acesta este de doar 3,77 de dolari.